Doi angajați de la Societatea de Dezvoltare Urbană din subordinea primăriei Slatina au sculptat la rădăcină copaci pe bulevardul principal pentru a le monta câte un grătar ornamental. Isprava a fost imortalizată de un localnic și postată pe o rețea de socializare unde a devenit virală. Nu este o variantă bună, după mine. După concepția altora, dar o să se usuce și după ce că nu avem vegetație, mai să o sucășește. Nu știu dacă o să o suce, dar oricum arată grija față de... Da, între ghilimele, bineînțeles. E jumate uscat. La primăvară nu mai este. Imaginile au ajuns și la conducerea Societății de Dezvoltare Urbană din Primăria Slatina. Cei doi muncitori au fost sancționați și ne dorim pe viitor să nu mai avem parte de așa ceva, pentru că noi nu suntem împotriva unui oraș verde. Cât costă? În jur de 900 de lei fără TVA. Ce, bucata sau întreaga lucrare? Nu, bucata de grătar pentru fiecare arbor. Copacii riscă acum să se usuce, de aceea au fost expertizați. Așadar, la Slatina, nu adaptez suportul după copac, ci copacul după suport.